Trebuie ca oamenii, de fapt, la noi în țară, să înțeleagă. Nu mai funcționează mecanismul atunci când ei apelează la institutele de drept, instituțiile de drept, pentru a le influența în favoarea lor. De asemenea, nimeni nu trebuie să se mai simtă protejat atunci când face ilegalități. Trebuie să înțelegem că vine vremea tuturor celor care fură să stea la pușcărie, indiferent de relațiile sau blatul care îl are.